Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod din Caracu Dinamo, episodul 44, cred. Cred că 44, nu mai știu, ori 43, ori 44. Astăzi vom juca ultimele meciuri din sezonul cu numărul 4, că tot e episodul 44, dacă e 44. Nu mai știu exact, în fine. Jucăm ultimul meci din campionat, finala Cupei României și finala Conference League cu AEK Atena. Dar înainte de toate, v-aș ruga să apăsați pe butonul de like, să vă abonați dacă n-ați făcut încă și să scrieți în comentarii ce vreți voi pentru algoritm. Intrați și în descriere, deveniți membri. Mulțumesc celor care sunt deja membri. Nu sunt prea mulți, dar le mulțumesc celor care sunt. Așadar, haideți să vedem dacă reușim să câștigăm toate cele trei trofee puse în joc. Înainte, vreau să văd un pic echipa celor de la AEK Atena, să vedem cum a ajuns ei până în final. Hai să-i vedem puțin. Portari. N-au, cine știe ce, e Paparopoulos ăsta care poate e bun, cine știe. Nu cred că are potențial. E Mitoglu, nu e Mitroglu, e Mitoglu. Dar n-au o echipă, cine știe ce, n-am auzit niciun jucător de ei, sincer. Habar n-am cine să ăștia. Nu știu cum au ajuns ăștia până în final și cum au eliminat pe Hoffenheim, dar în fine. Hai să vedem dacă reușim să câștigăm cele trei trofee puse în joc. Unul avem asigurat, campionatul. Mai rămâne cupa și Conference League-ul. Îi dăm drumul la primul meci ca să ridicăm trofeul, meciul cu Universitatea Craiova. Cred că vom da sim meci și vom intra pe parcurs ca să vedem doar decernarea trofeului, pentru că n-are rost să jucăm. S-a făcut update înainte de să filmez acest videoclip. Vedem acolo ninsoarea pe fundal și și-au schimbat majoritatea jucătorilor pozele. Boloc are poză, în sfârșit. Hai să dăm sim meci și să vedem ce iese în această partidă. Da, din nou îmi scrie Ahmed Bani împotriva mea. Bă, ce se întâmplă, bă? Ahmed Bani ăsta, bă, de fiecare dată îmi scrie împotriva mea în simulări. Nu se poate așa ceva. E făcut anume, bă, jocul ăsta să-mi dea Ahmed Bani gol. În fine, l-am văzut în realitate pe Ahmed Bani, nu mai vreau să-l văd, sincer. Nu știu, cui place de Ahmed Bani în realitate, nu știu. Poate, cred că ori nu știe fotbal, ori e prieten cu el, serios. Ahmed Bani nu are nicio treabă, nu poate da o centrare, nu poate da un șut, în fine, hai să ne vedem de episodul nostru. Mă mai certau oameni prin comentarii că de ce mă iau de Ahmed Bani și de Burcă pe la primele episoade, uite, egalăm, bravo Iancovici. Și le-am spus, nu-mi place, bine, Burcă nu-mi place tactica, nu-mi plăcea tactica lui înainte să plece, adică tactica aia cu pase la portar și cu pase doar, deci ei până la mijloc terenul atâta știau. La mijloc terenul pierdeau mingea și ceilalți plecau pe contraatac. Era cea mai proastă tactică posibilă. Și n-au schimbat-o. I-a trebuit undeva la 15 etape ca să-și dea seama că trebuie să joace cu 2 atacanți. A jucat cu 2 atacanți și a înscris un gol sau două, nu mai știu exact. Într-un meci. Habar n-am. Dar oricum, a jucat un 3-5-2 parcă, cum joacă și ăsta acum ce a venit nou croatul ăsta cu Opici. Dar lui a luat 15 etape, mă, să-și dea seama că nu poți să joci cu un singur atacant și nu poți să, adică, cum să joci numai cu pase la poartă și numai pase înapoi. Mingea era la mijlocul terenului, uite, gol, Duranville, bravo Duranville. Mingea era la mijlocul terenului pentru noi, în loc să dea pase în față mijlocașii, îi dădeau tot înapoi. Mingea rugea la portar, iar se plimba, era cel mai plictisitor fotbal posibil. Și niciodată nu mi-a plăcut genul ăsta de fotbal, ori mergi direct pe poartă, uite cum s-a întâmplat acum în meciul cu Oțelul din cupă. Bă, au luat 3 goluri, dar au și dat 3 goluri, asta e fotbal, vezi goluri. Pentru ce să pasezi aiurea? Adică, serios acum, pentru cu ce te ajută pasele aiurea? Ce gol a dat ăsta, Turan, bravo. În fine, bine că am scăpat de Burcă, sper să scap și de Ahmed Bani, eu cel puțin, nu știu voi. Ahmed Bani mi se pare unul dintre cei mai slabi jucători care au trecut vreodată pe la Dinamo, sincer vă zic. Să nu poți să dai o centrare, bă, o centrare, doar în primul om, și la cor, și se bagă la toate cornerele să bată el și la lovituri libere. Când intră, tot timpul el bate lovituri libere și cornerele, eu nu pot să înțeleg. Uite ce bătaie le dăm la ăștia. Hai să intrăm în meci, între timp, și mai povestim despre Ahmed Bani, cât e el de slab. E cel mai slab jucător posibil, sincer vă spun. Băi, are 20 ceva de ani și ca jucător profesionist de Liga 1 să nu poți să dai o centrare în mijlocul careului. Băi, eu n-am văzut o centrare bună de la el de când e la Dinamo. Nici în Liga a doua, nici în prima ligă. Nu știu cine l-a adus acolo, dar nu e fotbalist, sincer. Uite, Amzar, se vede. Așa cum e el, haotic. Așa e în stilul lui Sorescu, că și Sorescu era la fel. Fuge de bezmetic și atât. Dar, bă, măcar își dă sufletul, bă, ăsta nici măcar n-aleargă, adică,
Și el are viteză, așa, Ahmed Bani. Cam asta e singura calitate a lui, viteza. Dar nu și-o pune în valoare niciodată. Adică el se plimbă pe teren. Am văzut în tur, am scris și pe un grup cu Dinamo, care, în care sunt, cred că Dinamo București Live, parcă pe grupul ăla sunt. Și am scris un comentariu. În minutul 90, la meciul cu Cluj din tur, când s-a jucat la Mediaș, Kipciu, în minutul 90, jucase toate minutele. Bă, în minutul 90 băga sprinturi, Kipciu de la Cluj. Bă, rupea, bă, zici că avea 15 ani. Și Ahmed și la 38 de ani. Și Ahmed Banea nostru la 20 de ani se plimba, pentru că nu mai putea, era rupt. Aici e o problemă și de staff al lui Dinamo, probabil, stafful tehnic, care nu i-au pus la punct din punct de vedere fizic, dar în fine. Nu mi s-a părut deloc ok chestia aia, ca un jucător de 40 de ani să fugă la 1,90 m să rupă și tu să te plimbi pe teren. În fine, hai să trecem la subiectul nostru, câștigăm campionatul măcar aici, în realitate nu o să vedem așa ceva, prea curând cel puțin, dar important e că reușim aici, după 4 sezoane, poate că după 4 ani, în realitate o să reușim și acolo să câștigăm campionatul. Aici reușim. O victorie împotriva celor de la FC Craiova. Nu ne dă trofeu nimeni? Ha? Nu ne dați trofeu? Zic și eu. Eu aștept trofeu. Chiar nu-mi dă nimeni trofeu. Nu se face discernare de ce am intrat degeaba meci. Ok. Băi, am câștigat campionatul. Sunt sigur că am câștigat campionatul. Chiar dacă nu-mi dau trofeu, probabil a dat trofeul acum câteva etape când a reușit matematic să câștigăm, nici aici în vestiar nu e. Dar băieții se bucură, totuși trofeul nu-l văd. Ne-au furat trofeul, mă. Ok. Ne-au furat trofeul. Hai să jucăm meciul cu Botoșani și să vedem, poate măcar în meciul cu Botoșani să ne dea trofeul Cupei României. Botoșani care pierde cu FCSB în ultima etapă, dar nu contează. Noi am câștigat campionatul, hai să vedem puțin statistica. Sezonul regulat l-am terminat la 3 puncte în spatele lui FCSB cu 62 de puncte. Gândiți-vă că FCSB-ul a avut în tot sezonul regulat în 30 meciuri 5 înfrângeri, iar în play-off a avut 6 înfrângeri, mai multe în 10 meciuri decât a avut în 30. Foarte slab play-off-ul FCSB, care totuși termină pe locul 2 pentru că a câștigat în ultima etapă, iar noi am bătut pe Craiova, i-am și ajutat să fie vicecampioni. Locul 2 etern al lui FCSB, da. Noi reușim la 11 puncte să luăm campionatul, 7 victorii, 2 egaluri și o singură înfrângere în acest play-off. Înfrângerea împotriva Rapidului, din episodul trecut, dacă nu mă înșel, dintr-o simulare. Haideți să vedem finala Cupei, la 3 zile avem finala Conference League, trebuie să jucăm cu rezervele în finala Cupei ca să avem pregătiți pentru finala Conference League, că e mult mai importantă aia. Iată și pe băieții din echipa de rezerve, aproape toți au schimbat pozele, și Nedelcearu, și Baro, și Boadu, și Mihailă, mai puțin Pop și Amzar, și cred că și de Winter, nu știu. Hai să dăm drumul la partidă, jucăm finala Cupei României, un nou trofeu pus în joc, putem să câștigăm pe al doilea. Și cred că e a doua cupa României la rând. Cred că, dacă nu mă înșel, și în sezonul, nu mai știu că am uitat. Și în sezonul trecut am câștigat cupa României. Deci putem reuși al doilea trofeu la rând din cupa României plus și ar fi al treilea trofeu în toată cariera. Hai să vedem dacă reușim să-i batem pe Botoșani. Suntem favoriți, clar, chiar dacă jucăm cu rezervele. Hai să vedem dacă vine trofeul. Pleacă Boadu acolo, îi trimitem Boadu cu pasa la Bucur, preluare, șut, 1-0. Minutul 7. Începem perfect finala. Puteam să înscriu și cu Boadu, dar am văzut că e omul ăla pe mine și de asta am pasat. Am crezut că o să bage tackling acolo la Boadu, dar aparent el s-a dus în altă parte, uite, se vede aici pe reluare. Era total pe lângă. Puteam prelua și cu Boadu și să înscriu, dar am preferat pasa înapoi și a fost bună deocamdată. A fost bună totuși. În fine, nu mai știu să vorbesc, nu mai știu să folosesc cuvintele necesare. În fine, Bucur înscrie pentru 1-0 în finala Cupei. Bucur poate fi o legendă a lui Dinamo, deja e, pot să spun, pentru că e crescut de noi și iată că ne poate duce către glorie. Poate să ne aducă un trofeu, iată-l pe Bucur din nou, o preluare aici greșită totuși. Sper în finala Conference League să fie ușor, că na, ar trebui să fie ușor, totuși. Acum după update nu știu ce s-a făcut în plus sau minus, dar totuși sper să câștigăm și în Conference League-ul. Finala cu Botoșan cred că va fi ușoară. Boadu preia aici, pleacă Rareș Pop, excelent, Rareș Pop cu centrare la Boadu, ce frumos joacă cei doi. Și Miron Boadu după ce a reușit pasă de gol la Bucur reușește și golul, deja e omul meciului, omul finalei. Superb am jucat aici cu Pop și cu Boadu. Frumos, i-a pus direct pe cap mingea
lui Boadu, Rareș Pop. Iată ce frumoasă combinație, o centrare foarte bună și gol cu capa lui Miron Boadu, atacantul olandez, înscrie din nou, e foarte eficient și foarte bun. Am atacanți buni, sezonul ăsta chiar am avut atacanți, de asta am și reușit să câștig și cupa, aparent că deja am câștigat-o și am reușit să câștig și campionatul. Și să ajung și departe în Conference League, pentru că Turam și cu Boadu au fost foarte eficienți în atac. Spre deosebire de Burnete, de Muniz, nu mai spun, băieți care nu prea s-au ridicat la un nivel înalt în sezoanele trecute. Acum am avut și rezervă de atacant și atacant titular foarte bun și asta s-a văzut. Când ieșea Turam, intra Boadu și înscria de fiecare dată aproape. E și acest lucru ne-a ajutat mult în acest sezon. Mihail are spațiu aici. Pleacă din nou Boadu preia și șutează 3-0. Doamne, Boadu. Minutul 27, 3-0. Bă, e prea simplu, bă. E mult prea simplu. De ce atât de simplu? Bine, Botoșaniu e o echipă de play-off totuși. A făcut un sezon foarte bun Botoșaniu. Dacă nu mă înșel, a terminat pe locul 4 și a ajuns în finala cupei. Deci pentru ei, având în vedere că în realitate sunt ca Dinamo, mai rău puțin, că au 9 puncte, iată că și ei merg bine în FIFA, măcar. După 4 sezoane ajung și ei sus. Iată-l pe Amzar. Amzar poate centra. Centrarea către Bucur! Nu se poate! Ce ocazie, ce gol putea fi! N-am dat eu, deci vă jur că n-am apăsat pe butonul ăsta să dea foarte, că a dat el singur. De era să dea un super gol, mingea trece razant pe lângă bară. Păcat de execuție. Boadu pleacă, Mihailă pe culoare, excelent Boadu, Doamne cât e de bun. Mihailă în careu trece, Mihailă întârzie șutul, ce se întâmplă acolo? Doamne ferește, a fost hands la Mihailă. Dar oricum e finalul primei reprize cel mai probabil. Și deja fac o schimbare înainte de pauză, mă, s-au săturat și ei. Intră Cioi în locul lui Gligor. Cine e Gligor? Nu știu, probabil e ceva străin. Dar oricum, pauză 3-0, e bine rău pentru noi. Câștigăm și trofeul ăsta 100%, nu-i vă pe Botoșani să ne întoarcă. Nu avem niciun șut la poartă, mă. Zero șuturi. Na. Rareș Pop pleacă Bucur, dar pleacă și Mikkelsen. Nu l-am văzut pe Mikkelsen. Au trimis automat, am vrut către Bucur. Minge ajunge până la urmă la Bucur, care încearcă o foarfecă. Doamne, în sfârșit am dat gol din foarfecă. A doua execuție de acest gen al lui Bucur din această partidă iese până la urmă. Ce execuție are Sebi Bucur, dublă și pentru el după dubla lui Boadu, central lui Mikkelsen. Și execuția foarte frumoasă, cât a sărit și ce lob peste portar din foarfecă, Doamne. Incredibilă execuție. 4-0. Suntem mult prea buni. Și iată că până la urmă pasa lui Rareș Pop în dreapta către Mikkelsen a fost bună, deși am vrut inițial către Bucur, până la urmă mingea a ajuns la Bucur, dar a ajuns în careu la Bucur și Bucur execută portarul cu o super execuție. Execută cu o super execuție, da. Senzațional jucăm, nu avem nicio emoție cu Botoșaniu, suntem mult superiori și chiar și cu echipa de rezerve. Bucur către Mihailă, avem un nou atac, foarte bună pasă aici către Rareș Pop. Rareș Pop, senzațional trece, Rareș Pop, o centrare către Bucur, Doamne ce execuție are băiatul ăsta azi, incredibil. Aproape să iasă din nou execuția lui Bucur în stilul lui Ibrahimović, mă, a dat un gol Ibrahimović așa, putea înscrie și Bucur aici să facă 5-0, mamă ce execuție are pe el băiatul ăsta azi, senzațional. Hai să facem și schimbări, trebuie să mai băgăm și băieții care n-au prea jucat în acest sezon, va intra Gregorio pentru că merită, a fost atât de bun pe tot parcursul sezonilor, iese și Sebastian Bucur, intră Fratesu și Mihailă va ieși, va intra Borges în stânga. Rareș Pop ceva mai activ decât Mihailă și Mihailă e și mai obosit. Deci îl scoatem MVP-urile acestei partide, Boadu și Sebastian Bucur, intră Flaviu Bucur și Gregoriu în locul lui, plus Borges în locul lui Mihailă. Iată-l pe Flaviu Bucur, pasă către Gregoriu, ce spațiu aici, Gregoriu poate înscrie în finala cupei, ar merita și o face, bineînțeles că nu ratează niciodată, 5-0, Gregoriu intră și înscrie, ca de obicei, e mult, mult, mult prea bun. Când intră de pe bancă, Gregoriu face diferența, încă din primul episod cred că a făcut diferența Gregoriu și iată că reușește și în episodul 44 să fie la fel de constant, dacă vă vine să credeți, un jucător de 65 sau 66 OVR. Doamne, doamne, ce să mai zici, e fenomenal băiatul ăsta, 5-0, intră în finală și înscrie. Na. Iar Bucur, Flaviu Bucur, fratele lui Sebi Bucur, pasează decisiv. Oh, ce bine trece Cioiu aici, lasă mingea mai departe și un șut aici scos de Gomes. Primul șut al lui Botoșani vine minutul 80. Iată-l pe Rareș Pop.
Rareș Pop se întoarce, așteaptă oricare lui Mikkelsen, vine aceasta, Mikkelsen poate centra, e Gregorio acolo, Gregorio se bagă cu capul, aproape de dublă, Flavio Bucur se luptă cu Dican, minge ajunge la Amzar, care dă cu capul la Rareș Pop, Rareș Pop cu stângul, șutează în blocaj, e corner, ultima fază probabil acestei finale, un corner pe care îl vom executa cu Borges pentru că are acel playstyle de execuții frumoase din corner. Vedem o centrală lui Borges, excelentă către Romario Baro, se bagă acolo portarul, minge la Gregorio, scoate dragule pe linia porții, nu reușește dubla Gregorio, era frumos să încheiem cu o dubla lui Gregorio, totuși mai avem aici o șansă, pasă către același Gregorio, șut în blocaj. Da, și se termină 5-0, Gregorio nu reușește dubla precum a reușit Bucur și, și Boadu, dar totuși intră foarte bine și creează foarte multe ocazii de gol, bine, Botoșani au fost sub orice critică meciul, s-au jucat extrem de slab, dar suntem, reușim eventul, suntem... câștigătorii Cupei României, reușim eventul așadar în acest sezon, un sezon foarte, foarte bun, în care au strălucit băieții noștri, și echipa de rezerve, și echipa de titulari. Dacă reușim tripla cu, și cu trofeul Conference League, ar fi fenomenal. Iată, Hora Bucuriei făcut acolo la centrul terenului de către băieții noștri, care sunt campionii României și câștigătorii Cupei. După câți ani oare? Când a reușit Dinamo ultima dată asta, cred că eu nu eram născut sigur. Sau poate a reușit-o când eram născut, eram prea mic, nici nu mai știu. Oricum, de mult nu s-a mai întâmplat asta. Și probabil nici nu o vom vedea în realitate. Dar foarte curând, zic, e posibil să vedem, de ce nu, în viitor, dar nu în viitor apropiat. Iată-l pe Nedelcearu aici ridicând trofeul Cupei României după o finală câștigată categoric de noi. Cu Botoșaniu 5-0, să vedem aceleași imagini și în partida cu AEK Atena, la finalul partidei cu AEK Atena, ar fi extraordinar să-i batem și pe ei. Nu au o echipă de speriat, am eliminat echipe mult mai bune și am revenit chiar în episodul trecut în semifinale de azi Alkmaar după ce am fost conduși cu 5-3, putem să-i batem și pe AEK Atena. Hai să vedem și finala a Conference League, suntem campioni așadar aici, 10 notă pentru Miron Boadu, 9.5 pentru Bucur, Rareș Pop și Baro sunt și ei acolo. Mergem către finala Conference League. Iată echipa lui AEK Atena din finală. Athanasiadis în poartă, Rota, Mukudi, Mitoglu și Radonia în apărare, Simanski, cred, Fernandez, Orbelin și Gacinović, Gacinović, Kun și Pons în atac. Pons ăla, cred că e singurul care am auzit de la ei. Noi vom juca cu titularii, bineînțeles, cu Mendy în poartă, Cummings, Drăgușin, care ajunge la 80, Alaba, Udogie, Boloca, Kessié, Kovacevic, Duran Vilturam și Jankovic. Echipa clasică de titulari pe care o trimitem astăzi în teren și trebuie să câștigăm, păi nu e așa, să reușim tripla. Cât de frumos ar fi să reușim tripla. Hai să vedem, finala Conference League, am ajuns departe în acest sezon, am dominat această competiție la fel cum am făcut cu toate celelalte pe care le-am câștigat, trebuie să o câștigăm, am meritat să o câștigăm, bine, nu spun că AEK Atena n-ar merita la ce echipă au, probabil că ar merita și ei, dar trebuie să ne ridicăm la nivelul așteptărilor și să fim la final câștigători. Iată trofeul, ce frumos arată, trebuie să ridicăm la final. Da, iată, cel mai bun marcator poate deveni Turam dacă înscrie un hat-trick în această finală, e destul de complicat, cel mai bun marcator al competiției, dar e greu, n-am fost atent pe ce arenă se joacă această finală, nu știu, o să mă uit pe la editare și o să văd pe ce arenă jucăm această finală. Iată o pasă aici către Kovacevic, Kovacevic poate centra, o centrare în care însă Mitoglu respinge, Jankovic, Ilia Jankovic se întoarce bine către poartă, e faultat și vom avea lovitură liberă pentru că e David Alaba, executantul nostru pe teren și trebuie să batem cu el. De ce vine Duranvil? Nu știu, nu mă întrebați, dar executantul va fi David Alaba. Alaba trebuie să dea către poartă și să înscrie în această partidă din lovitură liberă, așa cum ne-a obișnuit. Să vedem șutul lui David Alaba. Șutul lui David Alaba peste zid, dar pe lângă poartă. N-a fost la fel de inspirat. Mai bine continuăm cu Jankovic. Am vrut să bat lovitura liberă cu Alaba, dar n-a fost decizia bună. Duranvil recuperează bine aici, Duranvil în fața golului. Julian Duranvil își face mingea lung, dar e autogol, mă! Da, mă, 1-0! Julian Duranvil reușește să facă ceva el cumva acolo și să reușească cei de la AEK Atena să-și bage mingea în proprie poartă. Reușim deschiderea scorului în prima repriză
printr-o incursiune a lui Duranville după o recuperare bună acolo, iată, o greșeală a fundașilor, cred că tot ăla și-a dat și autogol, așa-i? Mingea, da, fix ăla și-a dat autogol, deci două erori imense în aceeași fază. A și pierdut mingea acolo în fața careului și a băgat și mingea în poartă. Mitoglu ăsta a încercat să o scoată, n-a mai reușit. Conducem cu 1-0 în finală după autogolul lui Mukudi sau Mukodi, abar n-am cum se pronunță, dar Mukodi, probabil că O-ul nu se citește dacă e francez, cred, din ce am învățat eu la școală. Doamne, doamne, ce gol am luat. E 1-1, imediat după egalează cei de la AEK Athena după o execuție frumoasă a atacantului Khan. Iată o pasă aici, Drăgușin departe, Mendy își bagă mingea și el în poartă, la fel cum a făcut fundașul lor. Mendy le face și el, păi nu, să fim la fel, să fim chit, păi nu. S-a ferit un pic de minge și a băgat el picior să spună că nu l-a băgat, știi? Ca să nu spună nimeni că nu l-a băgat. Și uite ce se întâmplă, 1-1, egalează AEK Athena. Doamne, doamne, minutul 19. Se anunță o finală pe cinste, la fel cum a fost toate meciurile din această competiție, pe care le-am jucat noi cel puțin, cu o grămadă de goluri. Pleacă Duranville acolo foarte bine pe culoar, nu e offside, că l-a scos fundașul. Duranville preia cu capul, Duranville la scurt, de ce la scurt? Rămâne 1-1, din păcate, puteam aici să ne desprindem din nou pe tabelă. Șut la scurt al lui Duranville, o decizie nu foarte inspirată, de fapt deloc inspirată, a belgianului. Hai să vedem centrarea lui Duranville, e către Turan, Marcus Turan cu capul, nu se poate, bă! Ce-i cu ocaziile astea? Alaba aici către Julian Duranville. Hai cu un fines. Duranville pe centru porții. Dar dominăm această partidă. O greșeală aici a portarului Duranville. Nu poate să treacă de cel care și-a dat autogol. Julian Duranville primește din nou în partea stângă și are viteză. Poate trece de Mukudi. De data asta o face. Trece. E în careu. Julian! Gol! Minutul 34. Reușim să ne desprindem pe tabelă în cele din urmă după ce Duranville a ratat puțin mai devreme până la urmă. Doamne ferește, nu mai știu să vorbesc. Până la urmă reușește golul care face diferența. 2-1. Conducem din nou pe tabelă. Iată acolo peluza noastră încântată după acest gol. A dispărut un steag sau ceva acolo în tribună când a înscris Duranville, dar în fine, așa a făcut magie ce din peluză. 2-1, Julian Duranville reușește până la urmă să înscrie. Un om esențial în acest sezon și de când l-am luat a fost esențial. Pleacă Marcus Thuram, pasa lui Duranville, excelentă Marcus Thuram cu preluarea. Thuram continuă, Marcus Thuram, nu se poate așa ceva Thuram, nu se poate bă Thuram bă. Băi, e un atacant atât de bun. Dar are și momente din astea în care nu îl înțelegi pur și simplu. Din situații din astea n-ai voie să ratezi ca atacant. În fine, e 2-1 totuși pentru noi. Avem avantaj, dar puteam să ne dublăm avantajul. Păcat de golul ăsta, de ratarea asta. De gol nu era păcat. Bine, Boloca, excelentă recuperare. E din nou Marcus Thuram. Pasă lui Kovacevic la limita offside-ului. N-a fost offside acolo. Marcus Thuram, leu, doamne ferește. Du-te, bă, Thuram, bă, deja... Doamne, cum să dai bă în halul ăsta, Thuram? Am vrut să dau lob. Nu știu dacă era cea mai bună decizie, aparent n-a fost. Dar nu poți să dai așa. Nu mă așteptam la o execuție atât de slabă. Nu prea am pe bancă jucători odihniți. Îi lăsăm tot pe ăștia. Vom încerca să ducem la capăt această finală. Conducem cu 2-1, trebuie să ne apărăm bine. Măcar să păstrăm rezultatul. Oh, Orbelin, excelent, Drăgușin, fără fault acolo. Doamne, ce tackling. Cummings are spațiu, Cummings poate centra, să-l vedem, pe Vali Crețu de la Dinamo. Cummings cu centrarea la Marcus Thuram. Da, Thuram, tu n-ai dat singur cu portar, dai din foarte, vai de capul tău. Bine, Kovacevic, recuperăm din nou, ca la primul gol, Kovacevic. E și Thuram acolo, Kovacevic se duce singur. De ce pasă înapoi? De ce la Iankovic când era liber Thuram? Bă, Kovacevic, bă, băieți, vă bateți joc? E finală, bă, de cupă europeană. Ferească Dumnezeu dacă am văzut așa ceva. Cei de la AEK Athena încearcă să egaleze, însă Udogie se opune. Mai sunt 17 minute plus prelungiri, trebuie să facem modificări. Thuram va ieși, a fost un meci extrem de slab. Cred că e primul meci slab al lui Thuram de când a venit la noi. Un jucător care e atât de bun și atât de eficient s-a descurcat extrem de slab în partida asta, când conta poate cel mai mult, a ratat o grămadă de ocazii. Vom schimba atacul, chiar dacă Duranville a fost destul de bun.
Dar e obosit, nu prea mai are fitness și am schimbat doar atacul deocamdată. Poate o să-l băgăm și pe Bucur pe final. Să vedem, poate mă egalează ăștia și vom intra în prelungiri și trebuie să mai fac schimbări. Vom vedea, sper să nu se întâmple. Da, o să-l bag și pe Bucur și atât. Nu pot să-l scop pe Boloca, că a jucat cel mai bine. Deci cel mai bun jucător al meu în meciul ăsta a fost Boloca. Chesie către Rareș Pop, Rareș Pop către Boadu, Boadu deviază cu capul. Daniel Boloca! Nu, și tu, te rog, nu, ai făcut un meci atât de bun, Boloca. Of, Doamne, înscria mai și închideam meciul. De ce e atât de palpitant? De ce? Puteam închide meciul cu 5 minute înainte de final, dar Boloca ratează singurul portan. Ne-am bătut joc de ocazie meciul ăsta, sper să nu regret totuși. Dar noi văd în stare pe cei like Atena să egaleze pe final. Au jucat destul de slăbuți și ăștia. Suntem mai buni ca ei. Boadu către Cummings, Cummings. Hai cu o centrare, Cummings către Mihăilă, șut în blocaj. Mihăilă din nou cu șutul, prinde Atanasiadis. Minge la Boloca, hai Boloca cu șutul, șutul lui Boloca, nu știe din fața porții, dar înscrie un eurogol în minutul 90 și ne aduce cel de-al treilea trofeu al sezonului cu o execuție magistrală. Ce șut are Daniel Boloca, fenomenal șutul lui Boloca și câștigăm această finală cu 3-1 după un chin până la urmă. Ofensiva al nostru n-a reușit să înscriem prea mult, dar totuși reușim această bijuterie pe final și le închide în gura grecilor. Pleacă acasă până la urmă cei de la AEK Athena fără trofeu. Iată că suntem cei care vom ridica trofeul la final. După emoții mari pe final la cele ocazii ale noastre, m-am speriat puțin că se va întâmpla opusul, adică noi să ratăm și ei să ne egaleze, dar până la urmă nu s-a întâmplat așa. Am fost echipa mai bună și merităm acest trofeu. Câștigăm cu 3-1 marea finală Conference League și câștigăm și un trofeu european după al patrulea sezon. Iată că acel de-al patrulea sezon a fost cel mai bun, fără doar și poate în această, care a reușit să câștigăm tripla. Bine, avem și echipă foarte bună, ce-i drept. Poate din sezonul următor vom scăpa de câțiva jucători și vom încerca să ne axăm pe ori pe jucători tineri, ori pe jucători români. Nu știu. Să-mi spuneți și voi în comentarii ce părere aveți despre ideea asta. Important este că am câștigat și această finală și reușim să câștigăm Conference League-ul. Anul viitor vom juca în Champions League pentru că am câștigat campionatul. Dacă nu câștigam campionatul, mergeam în Europa League pentru că am câștigat Conference League. Cred că așa funcționează. Deci oricum eram în Europa League, dar e mai bine în Champions League. O să ne batem acolo, să vedem dacă ne calificăm în grupe, că probabil vom avea tururi preliminare. Cel care va ridica trofeul pe deplin meritat este Daniel Boloca, cel mai bun jucător al finalei, fără doar și poate. Pentru mine a jucat excelent, a recuperat o grămadă de mingi, a pasat și a și înscris pe final, deși a ratat acea ocazie înainte. Suntem campionii din Conference League. Reușim un trofeu european, primul din istoria clubului Dinamo. Cea mai mare performanță era, cred că, o semifinală de Cupa Campionilor Europeni prin 83-84, nu știu, ceva de genul, nu mai știu exact. Important este că am reușit, măcar în cariera asta, să ridicăm un trofeu european. Iată că suntem câștigătorii celui de-al treilea trofeu din acest sezon. Toate trofeele puse în joc au fost câștigate de noi. Am fost invincibili în acest sezon, invincibili ni se mai spune. Iată-l pe Boloca cu trofeul, nu-l mai dă la nimeni, îl ia acasă, el doarme cu el ca Lewandowski cu trofeul Champions League. Iată artificiile, băieții noștri reușesc să facă marea performanță aici la Dinamo, un trofeu câștigat pe merit. Am eliminat echipe foarte bune, Real Sociedad, AZ Alkmaar, care ne-a pus extrem de multe probleme, Nice, pe care am dominat la fel cum am dominat și pe cei de la Real Sociedad și până la urmă câștigăm meritat acest trofeu. Iată, omul meciului din această finală e Daniel Boloca. Exact cum am spus, 9.5, a jucat aproape perfect. Dacă nu rata acea ocazie, Boloca probabil avea nota 10. Dar a înscris pe final un eurogol și ne aduce trofeul Conference League. Iată ce frumos arată aici. Winner Dinamo 1948. Foarte, foarte tare. Câștigăm Conference League-ul. Din sezonul următor va fi mult mai greu. Vom juca în Champions League cel mai probabil, dacă vom reuși să ne calificăm în grupe. Și hai să vedem un pic scouterul ăsta, cine mai aduce, dacă ne mai aduce ceva, nu prea are ce să ne aducă. Dar vreau să, din sezonul următor, probabil sezonul următor va fi ultimul din cariera asta, cel mai probabil, chiar dacă vom câștiga sau nu Champions League, dar probabil va fi ultimul.
Și dacă va fi ultimul, mă gândesc să iau jucătorii, nu știu, să iau jucători mai buni, să-i dau pe ăștia, să dau, iau mai buni ca să mă bat în Champions League sau să-i păstrez pe ăștia, nu știu, vom vedea. Hai să vedem statisticile jucătorilor. Mendy, Gomez au jucat toate meciurile, au împărțit meciurile cumva. Amzar foarte bun, Udogi extrem de bun și el a crescut și 2 puncte în plus. Amzar a crescut și el 2 puncte în plus. Are 4 goluri, 2 asisturi, ce mai vrei de la el. Alaba, goluri din lovituri libere, fenomenal. Și acel power shot, cred că din meciul cu FCSB, parcă. Acel power shot la mijlocul terenului aproape. Și 3 asisturi a reușit. Nedelcearu foarte bun și el pe un echipa de rezerve. Drăgușin nicio contribuție, dar a fost un jucător esențial pentru noi. De Winter, am aflat pe parcurs și am uitat să vă spun, e coleg în realitate la Genoa cu Drăgușin, deci... Da, și am scris și un gol. A crescut și 2 puncte, a fost de rezervă foarte bun pentru noi. David Jeremie a împrumutat, Mikkelsen un gol și 2 asisturi, Cummings un gol și 7 asisturi, dar sub așteptări acest Cummings. Totuși, îl mai lăsăm, care 20 de ani, exact, e prospect, o să lăsăm și sezonul următor, chiar dacă am vrut să-l vând la un moment dat, cred că o să-l păstrăm, că e fundaș dreapta bun cu potențial. Kessié a crescut un punct la 30 de ani, are 85, a fost un jucător foarte echilibrat la mijlocul terenului, 7 goluri, 5 asisturi pentru el. Un jucător care va rămâne probabil. Ferreira ăsta va pleca că expiră contractul. Jovanović, jucător de rezervă foarte interesant, 19 ani pentru sârb. Iată că am luat sârb și croați la greu și probabil asta se va întâmpla la Dinamo în iarnă, în realitate, pentru că antrenorul e croat și probabil va aduce jucători pe care îi cunoaște. Și am făcut asta înainte să vină antrenorul croat, deci sunt un fel de Nostradamus al jocului FIFA și al realității. Mihailă, poate cea mai bună rezervă după Gregorio. Gregorio e de neîntrecut. 10 goluri și 4 asisturi, un super sub foarte bun, a crescut și un punct în plus, 45 de meciuri. Baro, excelent, 14 asisturi și 7 goluri ca rezervă mai mult. A fost senzor, a jucat titular doar când a fost Kovacevic accidentat. Fenomen. Boloca, nu mai spun, 12 asisturi, 6 goluri. Senzațional băiatul ăsta, a crescut un punct în plus la 28 de ani, probabil va rămâne și pentru ultimul sezon, că e o legenda noastră. Coman ăsta expiră contractul, Flaviu Bucur, un gol și un asist în 5 partide, asistul l-a dat puțin mai devreme în finala cupei, parcă da, la Gregorio și golul l-a dat cu un meci cu FCSB singur cu poarta goală. Sebastian Bucur, foarte bun, exciting prospect și pentru el va crește în continuare. 20 de ani, 37 de meciuri, 12 goluri și 4 asisturi. Un sezon foarte, foarte bun pentru Cami. Deci cei de pe poziția de Cam au fost la un nivel foarte înalt față de sezoanele trecute. Sezoanele trecute l-aveam pe Cârjan, care nu prea dădea randament. L-am avut pe Merloi, care la fel n-a făcut mai nimic. Dar în sezonul ăsta am avut 2 jucători pe poziția de Cam, pe Kovacevic și pe Bucur, care au fost senzaționali și m-au ajutat foarte mult. Kovacevic 10 goluri, 5 asisturi în 27 de meciuri, a fost și accidentat, dar când a revenit la accidentare a fost extraordinar. 17 ani are băiatul ăsta, 17 ani. Hugo Lacoste a împrumutat, a crescut 3 puncte, Borges a crescut și el 3 puncte, n-a prea jucat, dar are 17 ani, ne va ajuta probabil în continuare, 2 asisturi doar. Rareș Pop și-a revenit pe parcurs. A jucat 45 de meciuri, 6 goluri, 7 asisturi, a crescut și 4 puncte, bun. Duranville va intra probabil la vot pentru cel mai bun jucător al sezonului, alături de Marcus Thuram. 14 goluri, 6 asisturi, 20 de contribuții în 35 de meciuri. Jankovic, 7 goluri, 6 asisturi, un sezon mult mai slab decât cel precedent, probabil va pleca. Cel mai probabil va pleca Jankovic și va veni regenul lui Messi, cam asta e o ideea. Musa Thiam ăsta n-a jucat deloc la noi, doar a fost împrumutat, a ajuns la 71 OVR. Roche a ajuns la 70 împrumutat, Ferreira a ajuns la 67, avem jucători împrumutați. Uitați-vă la Marcus Thuram, venit în iarnă. 15 meciuri, 14 goluri, 5 asisturi. O medie de 8.13. A crescut și un punct în plus la 29 de ani. Băiatul ăsta a fost fenomen, pur și simplu. De când a venit în iarnă în locul lui Benzema, a rupt normele. Boadu a fost și el un atacant foarte eficient, 23 de goluri, 42 de meciuri și 9 asisturi, a crescut un punct în plus la 26 de ani. Avem atacanți foarte mulți, probabil cei doi vor rămâne, nu cred că schimb nimic în atac, plus Gregorio, care a intrat în 7 partide și a înscris de 2 ori. A crescut și un punct în plus la 31 de ani. Legenda noastră. Miguel Dos Santos e împrumutat, a crescut și el 5 puncte și cam asta e tot din acest sezon. Sper că v-a plăcut acest sezon. Hai să vedem cine a câștigat celelalte trofee europene. Mai dăm puțin în față. Dar hai să vedem parada, mă. Da, uitați-mi de paradă. Sper că am toate 3 trofeele acolo câștigate. Iau-te-le. Sunt toate 3. Sunt toate 3. Cupa, campionatul și Conference League-ul. Campionatul, zici că e Champions League-ul. Am câștigat Champions League și Conference League în același sezon. Suntem singura echipă din lume care reușește asta. 2 trofee europene în același sezon. Care erau șansele? Da.
Lăsând gluma la o parte, am fost foarte buni, am dominat toate competițiile și iată că această petrecere aici dată în autocar e binevenită și meritată. Câștigăm 3 trofee, suntem cei mai buni, cei mai tari suntem. Ia uite trofeele, ia uite, ha, probabil asta va fi thumbnail-ul cu trofeele alea. Hai să vedem și celelalte, în celelalte competiții ce s-a întâmplat în Europa League, în Conference League. Pentru că în intern știm ce s-a întâmplat. Paris Saint-Germain câștigă în finala cu City, finala banilor, Europa League câștigată de Liverpool, iar Conference League de noi, bineînțeles. Bun, cam ăsta a fost sezonul cu numărul 4. Eu sper că v-a plăcut, lăsați like, nu uitați să vă abonați dacă n-ați făcut-o încă, ne vedem data viitoare cu sezonul 5, probabil ultimul sezon din această carieră. Cam atât, vă mulțumesc tuturor pentru vizionare, pa, pa!